pentru că arta este trăire și modelatoare de suflete. Oricât ar fi critica de apropiată de lucrarea de artă, rămâne totuși foarte palidă, după părerea mea, pentru că ea transmite individului. Arta se raportează la individ, la structura lui afectivă, emoțională. Deci, ascultăm cu plăcere reflexiile despre o carte, despre un tablou, despre o muzică extraordinară, dar nu ne putem adânci în trăirile reale. Ea comunică individului conform structurilor individuale ale individului respectiv. Dar cultura este cea care îngeamănă totul. Aici omul și societatea trebuie să lucreze. Prin cultură, ca să putem ridica societatea pe niște culmi, altfel suntem pierduți. Că e literatură, că e pictură, că e muzică, că e arhitectură, toate la un loc. Mi-ar place o frățietate între acești artiști care pe spinarea gândurilor lor creative duc societatea mai departe. Și sunt convinsă că numai prin cultură, prin învățământ, se poate atinge culmile pe care Dumnezeu vrea ca omenirea să le atingă pentru a se putea înălța spre spiritualitate. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt emoționată, dar astăzi, ca niciodată, știind numai tema expoziției, Gândirea gândirii, care m-a șocat, vă spun sincer, că dacă luăm psihologic gândirea ca funcție a creierului și facem aici, patinăm pe aceste noțiuni, să spunem așa, este cumva prea puțin. Și am trecut ieri ca să văd în fugă tablourile. Am zis, nu se poate, artei trebuie să-i răspunzi prin artă. Frumosului trebuie să-i răspunzi prin frumos. Comportamentului civilizat trebuie să răspunzi cu un comportament civilizat. Și atunci mi-am strâns cumva sufletul și am încercat să scriu câteva rânduri într-o... N-am pretenția de poezie, dar să le zicem niște gânduri de reflexie. Se numește Chemare. Gândirea din gânduri apasă pe sferica ramă cu vremuri. Sfințenia curge în culoare, se lasă în lupta ideilor dintre ceruri, contururi hașurate, ca nisipul cernute prin clepsidrele gândurilor, idei care pleacă și vin, se vor renăscute în forme de nimeni știute, doar el, artistul, le aduce în gândul gândirii profunde, din tainice boabe ascunse, v-ați întrebat până unde, din naștere până pe cruce, gândirea gândirii se scurge vibrând armonii în culoare, când timpul sălbatic îl doare, rămâne gândirea gândirii și atât. Chemarea de-a pururi, chemarea și întreagă iubirea în culoare. Vă mulțumesc din suflet!